Bună dimineața, toată lumea acasă, everybody home. Bună dimineața. Good morning. Astăzi este vineri. V-ați dat seama cât de repede a trecut săptămâna pentru voi? Mie mi-a trecut repede și asta și datorită vouă. Mă țineți și pe mine ocupată în fiecare dimineață cu yoga. Cred că e bine pentru toată lumea. Până ne adunăm și până începem, vreau să vă gândiți la... dacă aveți vreo întrebare. Bună, Otilia! Aveți vreo întrebare în dimineața aceasta sau aveți un subiect de la care să pornim? Bună! La toate videourile încep așa, sorry. Am început să le încarc pe YouTube. Sunt needitate, adică totdeauna mi-am dorit să fie frumos scris, decupat, tăiat, dar să știți că vi le încarc pe YouTube așa cum sunt, pentru că așa ați cerut să fie de cam o oră. Și le găsiți acolo. Dacă vă pierdeți pe pagina de Facebook, mergeți pe YouTube și v-am pus acolo un link, Yoga by Monica Filip același. Și butonați subscribe și când doriți voi puteți să faceți sau să reluați tot ce am făcut noi aici. Da, foarte repede a trecut săptămâna. Cu mult soare, da, a răsărit soarele, dar știu că nu sunteți doar din București. Sunteți și din Cluj, și din Brașov, și din Timișoara, și nu numai din țară. Mi se pare grozav. Dacă vreți să... E cineva de aici care a ascultat meditația de-aseară? Am fost pe un alt grup, nu pe pagina de Facebook. Am avut acolo invitație cu o meditație de seară. În cazul în care nu ați dat de ea, o să o găsiți diseară după ora 17 pe YouTube. Așa că puteți să aveți și o meditație ghidată de seară pentru somn liniștitor. Acolo trebuie doar să te așezi deja în pat, cu haine comode, bineînțeles, să lași lumina difuză sau să închizi de tot și te lași ghidat, dacă dorești, de vocea mea, în așa fel încât să-ți fie ziua mai, seara mai lină. La mine ajung cu ușoare, dar le uit și pare să fie sensul. Keep up the good work, I will. Trei în același pat, ce frumos! Ai ascultat cu copiii? Grozav! Dacă nu are nimeni nicio întrebare, nicio tematică pentru astăzi, o să merg așa cum fac de obicei cu intuiția și o să ne lăsăm duși de respirație și de momentul prezent aduși, nu duși. Super! Foarte important pentru cei care practică sau sunt la început, dați-vă voie să fiți în corpul vostru, dați-vă voie să respirați. Nu vă simțiți în niciun fel în urmă în față de ceilalți, pentru că în yoga nu există competiție. Este fiecare în ritmul lui, cu respirația lui. Încerc să fac în așa fel încât să fiți confortabil, nu vă grăbesc, dar în același timp vreau să fiți prezenți în corp cu respirația voastră. Mai uit odată să verific mesaje, da, m-am relaxat alături de copii. Cine am fost tot o meditare și recunosc și pe multe locuri, câteodată încep să vorbesc.
ieșite așa din suflet, parcă transmise cumva. Good. Cred că la 50 de persoane participante e cazul să încep să practicăm ceva împreună. Rămân aici aproape de voi pentru partea de respirație, doar ca să mă vedeți puțin mai bine, poate. Aș vrea să mai exersăm acea respirație cu alternarea nărilor și poate de aici mă vedeți puțin mai aproape și mai bine. Așează-te într-o poziție confortabilă cu spatele drept. Așezăm călcâiul drept în interior și călcâiul stâng în exterior. Arată așa. Bun. Astea sunt videouri pe timp de pandemie și stat în casă, nu le mai tăiem, le lăsăm așa cum sunt, ca să ne amintim cum era, nu? Astea toate or să devină și ele trecut. Bun, călcâiul drept în interior, călcâiul stâng în exterior, spatele ți este drept, umerii sunt moi. Și flexez brațul drept și așez palma stângă la sub brațul drept. Cobor cotul și aduc palma în față și o să așez degetele exact așa. Bine, poate nu tot timpul reușim acolo, dar este un exercițiu bun. Cele două degete de sus se așează pe frunte, între sprâncene și ridic degetele pe frunte până când inelarul împinge și așează, se așează pe nara stângă. Da? Nu e nici mai jos, nici prea sus. Observ acolo. Palma stângă este doar ca să ne relaxăm acolo, spatele drept. Blochează nara stângă. Acolo pe lateral, inspiră pe nara dreaptă, blochează nara dreaptă pe lateral și eliberează nara stângă. Este practic un exercițiu de mișcare a celor două degete mare și inelar. Celelalte două rămân acolo pe frunte și important să rămâi cu spatele drept, cu coloana întinsă, cu bărbia ușor către piept, avem tendința să ne ducem poate în lateral. Așează acolo, blochează nara stângă cu inelarul, inspiră pe nara dreaptă în 4 secunde, blochează nara dreaptă cu degetul mare și expiră pe nara stângă. Blocăm stânga, inspiră pe dreapta, blochează și ține-o puțin respirația înainte să eliberezi ușor pe nara stângă. Continuăm, lasă ochii închiși, ascultă ghidajul vocii mele, inspiră pe nara dreaptă, blochează cu degetul mare, ține puțin respirația și ușor expiră pe nara stângă. Dacă mă încurc, mi-amintesc să inspir pe nara cu degetul mare, să o blochez și să expir pe nara cu inelarul. Continuă să mai faci asta de câteva ori și să relaxezi acolo umerii, să ții spatele drept și să nu vii prea în față cu pieptul. Și să vizualizezi respirația cum intră în abdomen. Cum iese. Și lași să curgă acolo ca un pârâu de munte cu același volum, neîmpins, neforțat, neoprit, aerul prin nări, inspiră pe partea dreaptă, umerii moi, spatele drept,
Când expir, rămâi cu pieptul sus, nu coborâ. Expiră. Ultima oară, relaxează corpul când faci asta. Pe următorul expir, eliberează brațele, lasă-le pe genunchi. Inspiră amplu. Expiră tot. Încă o dată. Și schimbăm partea. Dacă de-abia acum ai sosit, nu e târziu să te așezi cu noi, să respiri. Așezi călcâiul stâng aproape de pelvis. Și călcâiul drept rămâne în exterior. Flexezi brațul stâng și așezi palma astfel. Așezi palma dreaptă la sub brațul stâng, cobor acolo și rămân cu spatele drept. Și așezăm cele două degete ridicate pe frunte până când nara dreaptă este blocată pe lateral cu inelarul. Rămâi cu spatele drept, verifică gâtul să-ți fie în linia coloanei. Inspiră pe nara stângă, blochează nara stângă, ține puțin respirația înainte să expiri ușor pe dreapta. Ne amintim de acel pârâu cu același volum și inspir și expir. Blochează dreapta, inspiră pe nara stângă, blochează stânga cu degetul mare, ține respirația. Expiră ușor pe dreapta, relaxează abdomenul. Blochezi dreapta, inspir pe stânga. Blochezi stânga, ții. Expiri ușor, relaxează umerii. Ultimile două dăți, în ritmul tău, inspiră pe partea stângă. Ține, expiră pe dreapta. Și ușor lasă brațele pe picioare. Poți încă să rămâi cu ochii închiși, inspiră pe nări, umple abdomenul. Expiră tot aerul, încă o dată. Și când simți ușor, deschide ochii, observă cum te simți acum, cum se simte corpul, cum se simte pieptul, cum intră aerul, poate intră mai ușor. Perinuțele la îndemână pentru cine are nevoie de suport, întotdeauna susține corpul când își cere nevoie, pentru genunchi, pentru șezut. Observă. Dacă ai nevoie, scutură acolo picioarele, îndreaptă spatele, încă o dată mișcăm ușor aici. Și rotim ușor capul, inspiră, ridicare, expiră, coborâre. Inspiră și expiră, încearcă să lași umerii jos și gâtul lung. Schimbă rotația, inspiră când duci capul spre spate, expiră când cobor vorbia spre piept. Observă ce se simte în corp, ce îți transmite. De obicei ne spune o primușor. Ne spune dacă folosim o pernă mare.
dacă stăm prea mult deoparte, că umor, corpul transmite. Lasă palmele pe genunchi, inspiră, deschide pieptul în fața ta. Expiră, rotunjește spatele, ține-te de genunchi și du gărdia în piept. Inspirăm, deschid, inspiră. Expirăm, rotund spatele. Decât să te duci prea mult pe spate, mai bine te ții acolo de genunchi și simți cum alungești mușchii. Inspir. Expir. Și revin ușor. Aduc palmele pe umeri. Rotesc, inspir, deschid, expir, cobor. Inspir și expir în coborâre. Și schimb o parte. Oprim, rămân cu șezutul în sol și ușor, mișcă aici în laterală, încet, nu te grăbi, e ce mai repede. Duminică o aștept de la 10:30 aici cu copiii, să facem niște yoga haioasă. Oprim, trage brațele lateral. Inspiră, adu-le deasupra ta, intercalează palmele și deschide-le lung și coboară umerii. Respiră în abdomen. Expiră, tăs către dreapta, cobor palmele, stânga pe genunchi, dreapta la spate, privește peste spate. Inspir, sus coloana, pieptul sus, expiră, tăs. Încă o dată și schimbăm partea, inspiră lung, expir, partea stângă, deschide pieptul, trag de umărul stâng spre spate decât să forțez încheietura pe genunchiul drept. Stop. Inspir, expir. Ușor, eliberează, dacă vrei, lasă picioarele întinse acolo, scutură bine. Întinde brațele în fața ta și mișcă din ce în ce în ce mai repede. Degetul mare în interior, strânge pumnii, ține-i strângi și rotește în același set. Respirăm și schimbăm parte. Scuturăm și aducem călcâiul stâng în interior. Duc talpa dreaptă mai lateral dacă merge. Lasă călcâiul activ aici. Inspiră. Lasă palma stângă pe lângă tine. Inspiră în abdomen trăgând brațul drept sus. Flexează cotul stâng pe lângă tine. Inspiră, revină în centru. Lasă antebrațul tot pe sol și trage în lateral. Expiră, cobor în brațul drept pe picior. Trage de brațul stâng sus. Deschide pieptul. Rămâi pe șezut, nu veni în față. Și schimbă. Încet, nu te grăbi. Ascultă corpul, continuă să respiri în abdomen. Spate drept. Brațul drept aproape de tine. Inspiră, umerii jos. Expiră, ușor, flexezi cotul drept în spatele. Aici, aici. Trage ușor, ține talpa stângă activă. Vă văd, vă știu. Inspiră, revină în centru, așează pe antebraț cu același cot în interior, trag. Revină, amplu în abdomen, înainte să expir din abdomen pe lateral la stângă. Și revin. Aducem
talpă în talpă. Butterfly, fluturile sau Baddha-Konasana, împinge șezutul în sol. Observă spatele să fie drept, lasă umerii jos. Inspirăm, mișcăm acolo genunchii. Expirăm, deschide. Inspirăm, sus pieptul. Mai flexează ușor coatele pe lângă tine, deschizând pieptul mai mult. Inspir și expir. Ușor genunchii mei se apropie. Găsesc pe partea dreaptă la mine salteluț. Aducem genunchii sub șolduri, pieturile sub lume. Și o să crotim un piept în cap, coloana sus și jos, inspir, trag moada sus, deschide pieptul, expiră, răpunjește spatele, vine de tot, moada înăuntru. Dacă vrei, activează tălpile la spate, dacă nu, întinde, cum ți-e cel mai bine. Inspir, piept deschis, expir, rotund, lucrează cu moada, finalul coloanei. Înăuntru și afară. Ultima oară. Și revenim. Decuplează tălpile dacă este cazul. Privește în față. Trage bucal cu astângă în spate. Activează pieptul. Deschide umerii. Rămâi aici sau dacă vrei, cu brațul drept, trag în față, în linia umărului, activează bine tot corpul, fese activ, abdomen activ, împing în palma stângă și ridic pieptul. Rămâi cu punct fix în fața ta, expirăm, eliberez. Schimbăm partea, dreptul în față, poți să rămâi doar aici, dar observă, nu lăsa toată greutatea pe genunchi. Activează abdomenul, deschide pieptul, tot corpul este complet activ. Trag de brațul stâng, trag de mine în ambele părți, trag umerii spre spate. Tot abdomenul activat, sus pieptul. Expirăm. Cine dorește, reia încă o dată. Iar cine vrea mai mult, flexează piciorul stâng la spate, deschide pieptul, agață talpa și împinge în talpă spre spate. Și coborâm. Schimbăm stânga cu dreptul, tot corpul activ. Flexez, trimit la spate, împing, privesc tot în față. Și eliberez. Deschide genunchii cu țarteluța. Lasă șezutul pe sol sau ia-ți o pernuță acolo. Sub șezut. Trage brațele în față. Duhim puțin cu zona lombară. Respiră. Lasă coatele pe sol, totul relaxat. Respiră în abdomen, încă de două ori. De fiecare dată când obosești, poți să te poți așeza în această postură. Împingem palme. Aducem genunchii împreună și împingem în tălpi și în palme, ridicăm în downward dog. Pedalezi acolo pe loc. Dacă ești la început sau n-ai mai făcut postura asta, observă să nu fii prea aproape sau prea în spate. Flexează genunchii. Și trage noada sus și deschide acolo bine pieptul. Și în timp
tălpile, vor cobori mai mult, picioarele vor fi confortabile întinse, dar doar cu o practică constantă, așa cum facem noi aici. Respira, inspir pe vârfuri, expir, cobor, trage degetele de pe sol. Inspir sus, expir, trag. Ultima oară, expiră, lasă pieptul jos. Inspirăm, tragem de talpa dreaptă sus în aer, o flexăm și genunchiul și talpa și deschidem lateral, șoldul drept mai cobor puțin cu călcâiul stâng. Expir, aduc în fața mea, împing în călcâiul din spate, nu cobor acolo. Avem un high lunge. Dacă până acum am făcut cu genunchiul jos, ridicăm brațele, respirăm. Expirăm palmele pe sol, inspirăm, pășim în spate. Inspir, trecem în plank, cu tot corpul activ sunt într-o planșă, împing în călcâie, trag domnul din spate, cobor genunchii pe sol, expir, coatele pe lângă mine, pe lângă mine, pieptul bărbia jos, șezutul sus, umerii pe spate. Expir, abdomenul coboară și ai două variațiuni în funcție de când te simți. Poți să fii un baby cobra sau un cobra, dar lasă tălpile în spate pe sol, umerii în spate. Expirăm, coboară. Inspirăm, poți să traversezi în downward dog dacă ai nevoie pe genunchi sau te ridici direct în downward dog. Respira. Respira, lasă orice senzație să treacă. Rămâi aici. Lasă corpul să se simtă bine. Inspir stângul înalt, flexat și deschis. Expir în față. Dacă nu ajunge imediat, las întâi genunchiul din spate, îmi poziționez și apoi reiau. Da? Glezna sub genunchi. Împing bine în talpa din spate. Activează și blochează piciorul din spate. Inspiră. Lasă umerii moi, încă puțin, expiră, palmele pe sol. Inspiră, pășește cu stângul în spate. Continuă să respiri. Inspirăm în plank. Deschid acolo pieptul, împinge călcâiele. Cobor pe genunchi. Cu pieptul și bărbia pe sol, salutul cu 8 puncte ale soarelui. Salut soarele cu 8 puncte. Palme, bărbie, piept, genunchi, tălpi. Expir, cobor. Și dacă vrei, cobra sau upward facing dog. Ridică acolo șoldurile. Inspirăm. Downward dog. Deschide din nou genunchii lateral, odihnește spatele aici, odihnește încheieturile și fruntea. Respiră, gura moale. Și revenim ușor, aduc palmele lângă tine și ridică-te acolo, încet, încet. Aducem genunchii, împreună activăm tălpile și ușor, ușor, îl ridica vertebră cu vertebră. Haideți să mai reglez tehnic ca să încapă cu totul. Bun. Respiră, scutură acolo, oricum simți nevoia.
și o să trimitem talpa dreaptă în față și talpa stângă în spate, ne reamintim baza cu călcâiele în aceeași linie, împing în exteriorul tălpii din spate. Flexezi genunchiul drept, trimit șoldurile în față, Warrior One, luptătorul 1, cobor șoldurile mai jos, trimite noada în interior, împingem exteriorul tălpii din spate. Expirăm, lasă pieptul să-ți coboare pe lângă genunchi, intercalează brațele la spate, lasă capul jos în Humble Warrior. Dacă vrei, puntezi cu arătătoarele spre cer. Revenim. Așez palma dreaptă în interior și trag de brațul stâng sus. O să trec în side plank, în planșa pe laterală. Am variațiune. Fie pun genunchiul drept jos și trag aici, fie îl trec direct în lateral și ridicăm. Cum ți-e bine? Trage brațul stâng sus. Revenim în plank. Împingem călcâie. Coboară cu coatele pe lângă tine în chaturanga dandasana. Inspirăm în cobra sau upward facing dog. Inspirăm sus coloana șezutul. Respira. Respira. Rămâi cu mine. Inspirăm talpa stângă sus în aer. Flexează, deschide șoldul. Expirăm, aducem în fața noastră, așează toată talpa din spate pe sol în interior, cu vârfurile puțin în interior și ridicăm în luptătorul 1, verifică șoldurile, împinge în spate, noada înăuntru, trag brațele sus, respira. Expirăm, cobor pieptul pe lângă picior, trag brațele sus. Așez palma stângă în interior, pe sol, în linia umărului, dreapta sus, în linia brațului stâng. Și am două variațiuni, fie trec genunchiul jos sub șol, atenție să fie încheietura sub umăr, sau trec sus cu tot corpul activ. Expirăm. Deci în plec. Ai două variante, să cobori cu genunchii sau doar în chaturanga. Și inspirăm cobra sau upward facing dog. Ridică noada, downward dog și odihnește în child's pose, postura noastră de urgență. Lasă fruntea jos, umerii jos, observă inima cum bate acolo. Lasă gura moale. Tot efortul acesta, de fapt, eliberează energie stocată acolo și reactivează energia, boost-ul nostru de energie. Și ridică, aduc în genunchii paralel. Rămâi un pic aici, cu spatele drept. O să-ți aduci aminte de respirația ta. Să observi. Să apreciezi
să-i vezi miracolul. Să-ți setezi o intenție cu această practică. O intenție care să nu aibă nicio legătură cu tine. O intenție pentru binele tuturor. Pentru armonie și vindecarea lumii în care trăim. Deschide ușor ochii, adu palmele împreună în fața pieptului. Am să mă las ușor în față și am să rotesc spre stânga. O să cobor cu cotul drept în exteriorul genunchiului stâng. Împing în palme și aliniez coata. Schimbe pieptul. Asta este o variațiune foarte simplă pentru începător. O să facem și varianta din cercul. Inspirăm, tragem brațele sus, lungi. Împingem vârful degetelor. Rotește spre dreapta. Flexează brațele. Așează cotul stâng în exteriorul genunchiului și deschide acolo. Dacă ajunge cotul până jos, e minunat. Ridică cotul drept în linia celui stâng. Simte rotația spate. Revenim, tragem de brațe sus. Expirăm și activăm tălpile. Ridicăm pe vârful. Observăm aici, puțin echilibru, activează corpul și trage brațele până sus, ridică pe vârfuri, umeri jos și cobor tălpile pe sol, paralele și cu genunchii și paralel sau chair's pose, am să vă arăt varianta din față. Flexez genunchii fără să-i adun. Rămân aici. Trunchiul meu merge la 45 de grade cu solul. Trag noada în interior și îndrept brațele în linia umerilor. Privirea este în față. Respiră. Palmele împreună. Inspiră. Expirăm către stânga, exact ce am făcut înainte. Coboară cotul acolo în exteriorul piciorului. Ridică pieptul cu coatele în aceeași linie. Dacă vrei, poți să deschizi aici. Expirăm, lasă pieptul jos, intercalează la spate brațele. Ridică-le, lasă capul jos, relaxează. Inspirăm, cercul. Katasana. Expirăm pe partea dreaptă. Împinge palmul, simte că deschizi pieptul. Expirăm palmele pe sol. Și ușor, ușor ridicăm. Până sus. Respiră. Scutură. Și vom fi cu talpa dreaptă în fața noastră. Lăsăm toată greutatea acolo pe ea. Flexez la spate piciorul stâng și deschid umerii. Dacă mă dezechilibrez, pot să mă așez lângă un perete. Da? Să mai pun acolo mâna sau degetul. Împinge piciorul stâng în spate și observă cum se deschid umerii. Rămâi cu talpa dreaptă pe sol, e ok. Vino înapoi, reia. Rămâi cu genunchiul sub șold. Nu-l ducem lateral.
scutură și mai avem încă unul. Bine că avem doar două. Agați acolo. Dacă nu, pot să agăț de la început. Pot să-mi iau un cordon, o curea și agăț acolo și trag. Da? Data viitoare punem și un cordon pe lângă noi să fie acolo și trag de picior în spate. Deschid pieptul. Ușor eliberat. Lasă jos acolo capul, moada. Pune palmele jos, pășește în spate, coboare genunchii pe sol și să avem delfinul. Cobor pe antebrațe, coatele îmi sunt chiar sub umeri. Palmele interpalate și împing cu antebrațele în sol, în permanență. Activăm tălpile, ca și la câinele cu fața în jos, dau un odău, ridic șezutul, trag coada sus, împing în antebrațe și pieptul meu se deschide acolo, în față. Cobor genunchii pe sol, sub șolduri, decuplez tălpile și ridic, întindem brațele în linia umerilor. Respiră, deschide pieptul, fruntea jos, coatele jos. Dacă ești avansat, poți să lași privirea în față și pieptul să coboare. Nu forța, lasă fruntea pe sol. Treci pe antebrațe. Ridică pieptul, coatele sunt subtine, paralele, în sfinț. Inspir în față, expir peste omărul drept, inspirăm centru, expirăm peste stângul, inspiră. Expirăm acolo, peste dreptul, poate mă uit și după un călcâi. Și coboară pe spate, pe sol, întoarce-te pe spate, acolo unde ești. Cu genunchii la piept, odihnim și relaxăm zona lombară. Și schimbă rotația. Și lasă tălpile pe sol. Încheieturile gleznelor sunt jos cu linia genunchilor. Inspiră, aduc brațele sub tine. Coatele și umerii sub tine. Ridică șoldurile sus. Împinge brațele în sol, trage de brațul, de piciorul drept sus, atinge cu vârful lui genunchiul stâng. Inspiră, expir, cobor, schimbă partea stângul sus, flexează, sus, coboară și încet toată coloana pe sol dând drumul brațelor. Ridic din nou genunchii de acolo, mișcă în laterale de data asta. Umerii noi. Respiră, lasă tălpile pe sol, genunchii tot paralel, piciorul drept peste stângul. Brațul drept printre picioare, brațul stâng pe lateral, se întâlnesc în spatele genunchiului, stâng tălpile active. Trag ușor, ușor, ușor de genunchiul stâng și
trimit în lateral cu brațul drept mai mult genunchiul drept. Respiră, simte alungirea aceea, este foarte importantă. Să ne simțim bine, să nu rămână tensiunea musculară. Deschide doar brațele, lasă picioarele așa cum sunt, lasă brațele deasupra capului și du-te în lateral spre stânga până când talpa stângă ajunge pe sol. Mai deschid puțin genunchiul aici, las capul în partea dreaptă, respir, fă-te comod, mai mișcă gleznele dacă e nevoie. Deschizând genunchiul drept un pic mai mult, lasă umerii pe sol. Ușor, eliberează, revină cu genunchii de unde am plecat, de lângă șezut, stângul peste dreptul, stânga prin interior, agață acolo genunchiul în spate, tălpi active, trag încet de dreptul, îndepărtez stângul pe laterală cu brațul, cotul, cu ce ajung acolo. De drumul brațelor, du-te în lateral până când talpa stângă mi-a ajuns pe sol, mai deschid puțin genunchiul, las brațele deasupra și capul în lateral, stânga. Mai deschide puțin genunchiul acolo. Și ușor relaxează tot corpul pe sol. Lasă brațele ușor depărtate de corp, palmele deschise, tălpile căzute în lateral. Fă-ți acolo comod, părul, bărbia să-ți fie spre sol. Și lasă orice tensiune din fiecare mușchi să se elibereze cu respirația. Observă cum predai solului toată greutatea ta. Și respiră lent și amplu. Lasă abdomenul relaxat, respiră cu el. Și ușor, ușor, mișcăm degetele tălpilor, degetele palmelor și capul ușor în laterală. Și strângem genunchii, ne întoarcem pe partea dreaptă și mai rămânem acolo puțin, rămâi acolo cu ochii închiși. Continuă să respiri.
relaxați ușor, ușor, cu ochii închiși. Revin la corpul meu. Mișcăm ușor degetele tălpilor, degetele palmelor și tot cu ochii închiși, capul într-o parte și lent în cealaltă. Și încet, cu ochii închiși, mă ridic ușor, cu spatele drept, așa ca la început, și cu palmele în centrul pieptului. Și haideți să vizualizăm cum toată această lume se vindecă, se detoxifică, se purifică și devine mai bună. Încălzim bine, bine de tot. Așează palmele peste zone din corp care are nevoie de căldura ta, de relaxare, poate spatele, poate pe cap, poate pieptul, ori abdomenul. Să fie liniște și pace și zâmbet în inimă. Namaste! Toată lumea bine, toată lumea acasă și toată lumea relaxată. Aștept să-mi spuneți dacă aveți vreo întrebare. Mâine dimineață, tot de la 8, pentru adulți și duminică de la 10:30 facem o clasă cu familia, cu copii, da? Special dedicat pentru copii. Aveți acel link de YouTube, e foarte important să dați un subscribe acolo și like la videorile care aveți încărcate acolo, să le practicați când doriți. Pentru cei care iubesc Instagram-ul, mă găsesc și acolo, cu același nume, Yoga by Monica Filip. Ia să căutăm întrebă. Mulțumim, este foarte bine. Vi s-a părut prea intens, prea... A fost ok? Încerc să adaug încet, încet și să schimbăm puțin ritmul. Întotdeauna vor fi Om Namah Shivaya, Miha. Întotdeauna vor fi începători cu noi și sunt bine veniți. De fiecare dată încerc să dau și vouă câteva posturi. A fost minunat. Namaste. Nu. A fost bine. Good. Prea bine. Bun. Yoga prea bine. Bine, dragilor. Stați că mai am comentarii aici. Nu a fost prea intens, a fost ok ritmul. Sigur că ai început să adaugi pe YouTube. Da, găsiți acolo.
Și diseară vă promit că o să găsiți și meditația de aseară pe care am făcut-o pe o altă pagină în care am fost invitată. Așa că diseară pregătiți-vă cu căștile, cu un pat, cu o cameră relaxantă, cu atmosferă bună, pentru un somn liniștitor cu vocea mea. Vă aștept mâine dimineață și dați de știre și altora. Dați share, dați like, dați ce se poate da pe social media ca să ajungă la alții. Bine? Mulțumesc! Namaste!